bine ai revenit la un nou clip pe canalul meu. N-am mai făcut de foarte mult timp un astfel de video aici, în care să stăm așa de vorbă. De fapt, nu stăm chiar de vorbă, că vreau să vă prezint ce produse am mai terminat noi în, cred că, aproape un an a trecut de când am mai făcut un astfel de clip. Nu un an, dar oricum mai bine de jumătate de an. Cred că undeva prin noiembrie am filmat ultima dată un clip de felul ăsta. Așa că au trecut multe, multe luni de atunci. Între timp l-am născut pe baby, pentru că încă eram însărcinată de atunci. Și el o să facă în curând, foarte curând, 6 luni, începem diversificarea. Ia uite, mami, acolo. Uite-te. Vezi? Pune și tu cu mâna. Hello, hello, hello. Și e foarte greu să mai filmez un videoclip în ultima perioadă, pentru că am reînceput munca de când baby, am primit 3 luni și o săptămână și am lucrat full time. Acum mi-am făcut cerere să lucrez 4 zile din 5. Asta este prima zi în care am o jumătate de zi liberă. Așa că am zis să încep deja să filmez și să îmi revin așa un pic într-un ritm și cu YouTube-ul. Așa că o să începem cu produsele pe care le-am consumat noi în aceste luni, după cum ziceam, de când s-a născut baby, așa că am foarte multe produse pentru el, pe care le-am cumpărat pentru el și o să vă vorbesc și despre ele. Le-am așezat așa un pic pe categorii, ca să știți încă de la început, dacă vreți să urmăriți o anumită categorie. Am produse pentru bebeluș, am produse pentru Nicolas, care în curând împlinește 3 ani, am produse de îngrijire personală, atât pentru mine cât și pentru soțul meu, cât și produse de îngrijire a casei. Cam astea sunt produsele pe care le terminăm noi, nu sunt produse de make-up neapărat, pentru că nu sunt o parte care să mă intereseze foarte, foarte mult. Așadar, primele produse sunt acestea, care sunt șervețele. A, nu, astea nu, ba nu, tot pentru șervețele. Astea sunt șervețelele de la Pampers, pe care le-am cumpărat noi, Aqua Pure, 99% apă. Nu au alcool, nu au parfum și sunt din bumbac organic. Aici am avut un ambalaj pentru 3 pachete, 3 astfel de șervețele, care îmi place să deschid așa și e mai ușor să scoți câte unul. Bineînțeles, uneori ies mai multe și e cam enervant, dar oricum, cel puțin nu se usucă. Și am multe, multe, după cum vedeți. Eu, pe măsură ce le consumam, le puneam deoparte și acum le-am numărat, văd că am destul de multe. Și da, și am mai primit odată, le-am primit pe acestea water wipes. Am înțeles că sunt foarte, foarte apreciate. Acestea au 99,9% apă, în timp ce celelalte 99% apă. Deci, pentru că sunt aproape doar apă, sunt, nu știu, nu mi-au plăcut mie personal când le-am folosit și le-am preferat pe acestea de la Pampers. Așa că nu am cumpărat produsul acesta. Acum fiecare alege ce crede, dar sunt curioasă ce produse folosiți voi pentru bebelușii voștri. Așa, acum trecem la scutece. Tot așa sunt cele de la Pampers pe care le-am folosit noi și am avut numărul 1, între 2 și 5 kg. Nu pot să cred că a fost atât de mic. A avut 3 kg la naștere și acum cred că are undeva la 7 kg, cam așa, cred. Și acum suntem la numărul 2, dar am cumpărat astăzi și numărul 3, pentru că ne îndreptăm către numărul 3. Deci, ca scutece, pe acestea le-am folosit noi, doar de la Pampers. Sunt mulți care spun că sunt au mirosul acela de chimicale. Mă rog, eu n-am avut nicio problemă cu ele și nici când le-am folosit pentru baby, nici pentru Nicolas. Deci, el este acum la faza... mai dau cu piciorul și în cameră. Acum suntem la faza în care își bagă pumnii în gură și își mănâncă mâinile. Și, de fapt, orice găsește în preajma lui, așa că l-am pus aici lângă mine, pe o pernă, ca să fie în siguranță și nu mai uit la el. Dar, bineînțeles, că trebuie să vorbească și el. Asta e, mama? Pentru a-l schimba, întotdeauna am pus ceva de desubt atunci când îl schimbam, ca să nu
avem surprize. Surprize care se întâmplau mai ales la început. Nu știu dacă m-au zis. Mai ales după naștere, aproape de fiecare dată când îl schimbam, el își făcea nevoile. Și acum râde pentru că se vede în oglindă. E atât de simpatic. Se întoarce foarte ușor și se uită la el și explorează pe aici camera. Inițial am stat în partea cealaltă, dar avem toate urmele pe față. În fine. Și acestea au fost cele pe care le puneam eu sub el atunci când îl schimbam. Doar că mi-am dat seama că sunt destul de scumpe acestea de la Tena și am văzut la cineva pe YouTube că a zis că le preferă pe cele de cățel pentru că sunt mult mai ieftine și fac același lucru. Practic, ideea e să aibă stratul acela de plastic de dedesubt, astfel încât să nu iasă, să fie impermeabil. Dar de aceea le-am găsit pe cele din acele, care sunt foarte ieftine și bineînțeles că nu sunt pentru o singură utilizare. Dacă nu se murdărez din prima, le folosesc de câteva ori, desigur. Și vă recomand și vouă, dacă nu aveți o problemă cu asta, desigur. Ca și detergent, am primit acesta tot așa într-un pachet după ce l-am născut, leșat bebe, dar recunosc că nu cumpăr detergent special pentru bebeluși atunci când îi spăl hăinuțele. Am înțeles că mulți copii au dezvoltat dermatită pentru că au folosit detergent special și în momentul în care au intrat în contact cu haine care au fost spălate cu un detergent normal, atunci s-a agravat dermatita și, în fine, am zis să încerc așa, dacă nu are nicio reacție, voi continua cu detergent normal. Pe acesta doar l-am folosit pentru că l-am primit gratuit și a fost ok, dar la fel de ok sunt și cele pe care le folosim în mod normal pentru hainele noastre. Tot pentru baby mai am aceste produse, care sunt compresele pe care le bagi în bustieră atunci când alăptezi. Eu alăptez și în ziua de astăzi, cum ziceam, bebe face imediat 6 luni și este alăptat de când s-a născut. Nu i-am dat lapte praf, am cumpărat o cutie ca să o avem în casă, să nu stau stresată că nu am lapte să-i dau și am cumpărat să avem în casă și odată i-am dat să guste, să văd dacă îl acceptă și e ok și da, l-a băut, dar rest doar lapte matern a primit, așa că de câte ori scot lapte, pentru că folosesc și pompa electrică, pentru că lucrez și trebuie să fac asta în pauză și înainte să încep munca și atunci de câte ori scot lapte dintr-un sân, bineînțeles că se scurge din celălalt. Da, too much information pentru unii, dacă nu vă interesează treceți mai departe, dar pentru mămicile interesate, acestea sunt cele pe care le-am folosit sau acestea. Acestea au forma rotundă, acestea au forma așa ca un fel de floare, ceva de genul ăsta și sunt foarte diferite. La acestea, în momentul în care le folosești, laptele se întărește, iar la acestea devine ceva foarte, foarte moale în interior. Deci astea mi se par mult mai confortabile, de exemplu. Sunt de la Nubi și astea sunt de la Carrefour Baby Soft, de exemplu. Dar le-aș alege pe astea, bineînțeles. Și astea vin și cu două bucăți de culoare neagră. Dacă ai un eveniment și, mă rog, ai vrea să folosești negru, să nu cumva să se vadă alb, nu e niciun fel de problemă, deși, bineînțeles, că le pui în bustieră, în interior și n-ar trebui să fie o problemă. Dar pe acestea le recomand. Acum pentru Nicolas, am folosit acest șampon de la Garnier, mie îmi place foarte mult, nu îl ustură ochii. Acesta de la Fa este albastru și este special pentru băieței. Tot așa, fără lacrimi și nu încurcă părul. Bine, el nu e ca și cum ar avea părul lung, oricum. Și acesta de la Disney l-am luat, dar nu mi s-a părut că miroase, cred că nu miroase deloc și nu l-aș recumpăra pe acesta. Iar baby este foarte curios să pună mâna pe produsele astea. Hai de vină, baby, iți un pic. Îți place să nuți? Apoi am mai avut pastă de dinți, aceasta între 0 și 5 ani, este vegană și cu miros fructat, așa. Mi-a plăcut foarte mult, e ok, e ieftină. De la Elmex e, bineînțeles, mai scumpă, dar
de la Colgate, mi-a mai plăcut asta între 3 și 5 ani, el aproape are 3 ani, tot așa cu miros și, și gust de fructe. Cam astea au fost produsele pentru Nicolas, bineînțeles, pe care le-am păstrat, unele uitam să le păstrez. Aici am avut un scrub de la Rituals, mirosa ok, doar că nu l-am folosit așa la timp, cred că mergea spre expirare. Am mai avut apoi de la Bioderma această apă micelară. Este în travel size, este micuță. Ce faci, mamițe, cu Suzeta? Dar mi s-a părut foarte bună. Aș recumpăra-o și în varianta normală, mare. Deci de la Bioderma cu partea asta verde. Am înțeles că e mai ok dacă ai sebum. Apoi vreau să vă arăt că folosesc așa, iau câteodată să pun de mâini din acesta foarte ieftin, pe care îl bag într-un recipient. Mai drăguț de la noi din baie. Și vreau să zic că mi se pare că își face treaba foarte, foarte bine și unul așa foarte ieftin, pentru că nu îți usucă mâinile, de exemplu, în comparație cu acesta de la Dettol, care, bineînțeles, este foarte eficient și omoară foarte mulți microbi. Mie mi se pare că mi usucă foarte, foarte mult mâinile și cred că aș cumpăra unul din acesta mai ieftin. Deși, bineînțeles, ideea este să omoare microbii, mai ales în vremurile astea pe care le trăim. Nu știu dacă auziți ceva. Am mai folosit acest gel de duș spumă de la Nivea, care mi-a plăcut foarte mult. Îmi plac, de fapt, toate gelurile de duș pe, sub formă de spumă. Mi se pare foarte faine și, apropo de asta, l-am avut pe cel de la Rituals, pe care l-am folosit chiar când l-am născut pe baby. Este tot așa în varianta travel size și vreau să zic că mirosul ăsta este extraordinar și m-a făcut așa să trec mai ușor pentru peste perioada în care am avut durerile după operația de cezariană. Apoi am mai folosit acest gel de duș de la Dove. Mirosul era plăcut, dar mie îmi usca pielea. Sunt curioasă cum reacționează la voi, ce experiență aveți voi cu produsele de la Dove, deși ar trebui să fie, cum spun, cu pătrime cremă hidratantă. Știu, de când eram mică, reclama aia mi-a rămas așa în minte. Ar trebui să îți lasă o piele catifelată, mie, în schimb, mi-o usucă. Am folosit de la Nivea această cremă Q10 Energy, cremă de noapte. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Aceasta Energy este super și am tot recumpărat-o. Da, bă, că mai am încă una tot așa. Apoi soțul meu a folosit această ceară de păr, care am înțeles că e foarte bună și care se găsește de obicei în saloanele, la frizerii, așa. Apoi, ca și pastă de dinți, am avut-o și noi pe cea de la Elmex, care este mai scumpă, cred eu, și e sensitive. Apoi am mai folosit acest șampon uscat de la Batiste, foarte bun, mirosul super. Îmi place și cum arată ambalajul. Apoi acetonă, mi-am luat din aceasta simplă, își face treaba. De multe ori astea care sunt mai fancy, nu prea îți curăță bine oja, deși majoritatea persoanelor își fac semi-permanentă sau permanent în ziua de astăzi. Eu mai merg tot pe metoda clasică. Ciprian are apa asta de gură pe care a folosit-o de la Colgate White, asta Triple Action, Listerine, Cool Mint, tot așa apă de gură. Și de la Dentalux, cred că e varianta mai ieftină, dar nu cred că face diferența așa neapărat între ele, deși diferența de preț poate să fie destul de mare. Tot de la Rituals am avut din același set acest ulei uscat pentru păr și corp. Miroase tot așa super bine. Ca șampon l-am mai terminat Ciprian pe acesta de la Head & Shoulders cu mentă. Eu, cum am mai zis, nu folosesc Head & Shoulders, îmi face mătreaț îngrozitor, deși nu ar trebui să facă, dimpotrivă, dar la mine așa acționează. Colgate, această variantă îmi place super mult, cu lămâie și mentă, cred, sau, mă rog, extracte naturale. E super faină. Șervețele din astea demachiante mi-am cumpărat din Action, sunt destul de ieftine și își fac treaba ok. Mai am acest gel de duș care este super fain, Feel the Massage scrie pe el, și am luat în varianta mare, cred că 3 astfel de geluri de duș.
L-am mai văzut pe la fetele de pe YouTube, că l-au recomandat și mi-am cumpărat 3. Șamponul de la Schwarzkopf am mai multe variante și îmi plac foarte, foarte mult. Ăsta miroase super, super bine. La fel și ăsta miroase super bine și tot așa l-aș recumpăra. Apoi am măștile de la ei, cum aveam șamponul pe negru, Hair Repair, îl am pe ăsta, care este mască. Apoi Gliss. Acesta Color Protect, la fel, miroase super bine și mi se pare că îmi descurcă părul, pentru că eu dacă nu folosesc mască sau balsam de păr mult, nu mă descurc cu părul meu. Am firul subțire și destul de des. Și apoi mai am și varianta asta, toate trei sunt super, super, măștile astea îmi plac foarte mult. Apoi mai am pe cel de la Elvive, L'Oreal Paris, acesta varianta roz, tot așa, super fain, miroase bine. Mi-am mai cumpărat acest gel de igienă intimă cumpărat din farmacie. Da, și-a făcut treaba ok, cred. Sunt curioasă dacă voi folosiți așa ceva, fetele de aici de pe canal. Tot așa, apropo de igiena intimă, folosesc și aceste dailies de la Always în diverse variante. Slim, multiform și așa mai departe. Și acesta este un săpun de mâini și de ten pe care l-am primit de la Madi din Italia, cu extract de migdale, la fel foarte fain și nu usucă pielea. Și acum produsele de îngrijire a casei ultimele. Acesta este un produs pe care sunt foarte mulțumită, care spune că omoară 99,9% din bacterii. Îl folosesc pentru toalete și pentru alte suprafețe din casă. Îl găseam în Action în ultimul timp, nu l-am mai găsit, dar văd că vine din Tesco, de la Tesco, dar e un produs foarte bun. Apoi, pentru spălarea vaselor cu mâna, am folosit acest produs Dreft, care în România este Fairy, cu diverse arome, mă rog, cu portocală, cu rodie, mai am aici două, sau cu măr. Astea îmi plac mult așa, cu miros de fructe. Apoi, pentru spălarea hainelor, folosesc de obicei aceste șervețele pe care le pun acolo pentru hainele albe sau pentru păstrarea culorilor. La fel ajută să nu se împrăștie culorile pe celelalte haine când le pun amestecate. Acesta, dacă pe toaletă, miroase foarte bine și îl folosesc așa când curăț toaleta de zi cu zi, nu când fac curățenia ca lumea. Am mai păstrat și un astfel de ambalaj de la șervețele. Sunt șervețele pe care le cumpărăm de obicei din Lidl. Sunt foarte simple și bune. Le folosim peste tot prin casă și suntem mulțumiți de ele. Nu trebuie să fie foarte scumpe. Tot ca șervețele, tot din Action, le folosesc pe astea. La fel, astea au miros de măr verde. Astea au de lămâie. Acestea sunt pentru curățenia din casă, în general. Pentru suprafețe și acesta pentru toaletă. Tot așa pentru curățenia zilnică. Un șervețel din ăsta umed și cureți vasul de toaletă, mă rog, colacul de WC sau, mă rog, cureți așa puțin toaleta și prin baie, mai șterg pe jos cu un șervețel din ăsta umed. Mi se par foarte utile și miros foarte bine. Apoi l-am testat de la Deleuze sau Mega Image din România pentru curățarea geamurilor. Ok, mi se pare că nu a lăsat neapărat urme, dar încă sunt în căutare așa de un produs mai bun care să nu lase urme deloc, deloc, deloc. Pentru curățenia băii am avut Mr. Proper Ultra Power pe acesta, pentru bucătărie și baie, cred. La fel, un produs bun, care mirosea și bine și era foarte eficient. Acesta este un produs care mi se pare extraordinar de bun pentru baie. Eu îl folosesc atunci când vreau să miroasă în toaletă bine. Și mi se pare că este un miros foarte neutru, așa, este dusor de coton, mă rog, dulceața bumbacului, în sensul că este foarte soft, așa, este un miros care nu e prea puternic de flori sau mai știu eu ce, mi se pare că miroase așa un pic a lămâie, mi se pare că miroase a curat și pe acesta l-aș recumpăra pentru baie, ca să miroasă ok. Și apoi am folosit aceste dischete, discuri, mă rog, cum se numesc în română, discuri pentru haine.
Acesta este la Persil 4 în 1. Am cumpărat, acum am dat vreo 12 astfel de pachete, cred că, și mirosau super fain. Dar apoi le-am încercat pe cele de la Ariel și mi-au plăcut și mai mult, așa că le-am recumpărat pe acesta în ultimul timp. Da, cam astea sunt produsele, asta am vrut să vă arăt, ca să pot să mai arunc și aceste ambalaje goale pe care le păstrez de atâta timp în casă. Între timp, mami a plecat cu Nicolas la plimbare, pentru că mama mea este venită acum în perioada vacanței la noi în Belgia să aibă grijă de copii. Bebe a fost și el în vacanță timp de 3 săptămâni, pentru că a fost închisă creșa în ultimele săptămâni din luna iulie. Acum a reînceput creșa și, da, mami este aici pentru Nicolas, mai ales bine, și pentru bebe să-l ducă la creșă și să îl ia atunci când este nevoie. Cam asta, ca să fac așa un pic de update despre viața noastră din perioada asta. Și ceea ce vedeți aici în spate este un trepied, dar nu este un trepied pentru a filma, ci este ceva telescop, cred, cumpărat de Ciprian. În rest, cu casa încă nu suntem gata, în sensul că încă n-am pus totul la punct, așa cum am vrea să fie, dar suntem pe drumul cel bun, suntem aproape gata. Am reușit să schimbăm și geamurile, ceea ce nu credeam că se va întâmpla anul ăsta, dar până la urmă le-am schimbat și acum, în weekend, Ciprian a reușit să le și termine, mă rog, să facă finisajele necesare. Și dacă asta e, eu aștept să mai spuneți și voi ce ați mai făcut, cum v-ați petrecut vacanța sau dacă încă trebuie să mergeți undeva în vacanță. Sper că sunteți sănătoși, că sunteți bine și să ne revedem și reauzim cu bine în filmulețul următor. Așa să-mi spuneți ce părere mai aveți și voi despre produsele astea, ce ați mai folosit și voi, de ce ați fost mulțumite sau mulțumiți. Și cam asta este tot. Pupici, ne revedem în filmulețul următor. Pa! Bye. Bye.